Ce animale! Ce casă! Nu-mi vine să cred că mi-am luat o zi de concediu medical ca să mă trezesc blocată într-o casă plină de ciudați. Tocmai când aveam și eu ocazia să merg la o petrecere. Aș fi putut cunoaște oameni noi, aș fi dansat. Dar nu! În schimb, sunt blocată aici și sunt mușcată peste tot de animale! Ovai! Bunico, ce se întâmplă dacă te mușcă un animal într-o noapte cu lună sângerie? Oh, Kevin o să fie la petrecere! O să fie singur cu Shelby! Eu presupun că nimic. Ori asta, ori se transformă la rândul ei într-unul. Hai de mine, stai că începe. Asta e o bună oportunitate ca să studiem, Bunico. Să studiem? Mă tem că e deja prea târziu, Tilly. Asta este de departe cea mai rea zi din viața mea! A? Ce credeți voi că faceți cu mine? Nu vreau să risc! E prea periculos să o lăsăm liberă. Trebuie să o ținem aici închisă până trece. Ia stai puțin, Bunico! Dar dacă scapă, n-ar trebui poate să găsim ceva cu care să ne putem apăra? Bună idee, Tilly! Mă duc să-mi iau geanta de scule. Nu te apropia de ea până mă întorc. Ok, nu mă mișc de aici. Stai liniștită, Gloria. O să te ajut eu. Bine măcar că tu nu ești răsnită ca restul familiei. Am să te vindec de boala demonică de care suferi. Hai, spune-mi că glumești.